Draja, ziua 2! Neața, suntem din nou pe pârtie. Am venit aici de vreme, suntem de pe la 9:30. Avem pârtia aproape a noastră. Da, e și soare, e o vreme frumoasă. Sperăm să nu se topească și mai mult zăpada. Da. Așadar, o să avem o nouă zi de aventură aici pe pârtie. Exact. O să mai filmăm astăzi cum e vremea. Oricum, fiecare zi e diferită în funcție de vreme. Ieri, de exemplu, începuse să ningă după masă, dar mai spre vârf, dar nu a continuat. Astăzi se pare că va fi o zi însorită. Da. Totuși, pârtile în fiecare seară, noapte, ei le amenajează. Sunt îndreptate, nivelate, bine, se mai nivelate. Adaugă zăpadă unde sunt goluri. Da, pornesc și tunurile pe unele zone. Așa că ne vom bucura și astăzi de zăpadă, de schiat și cred că astăzi o să ne luăm și nocturnă pentru a schia până la ora 9 seara. Așa că va fi o zi lungă și plină de distracție. Uitați pârtia. Sandvișuri, am zis, hai, n-au avea poftă de o ciorbă, și eu de o altă ciorbă, e mai lichid așa, un vin cald. Ne-am oprit aici la baza platoului Soarelui, unde este o autoservire. Da. Au diverse preparate, anul trecut chiar am stat aici, așa am fost cazați în regim demipensiune, am luat și micul dejun și a fost ok. Cina. Sunt condiții wow, sunt condiții de cabană de munte, dar e chiar la baza pârtiei. Dar mâncarea e chiar caldă, da. Și bine, din cald. Așa că astăzi am schiat. Nu am prea filmat noi prea mult, asta e a doua zi, deja ți intri în mână și schiez. Da, mai puțin cu videouri, cu poze. Așa că ați văzut ce vreme bună este, a fost astăzi la Straj, acum s-a înnorat puțin. Tot n-a venit zăpada nici astăzi. Mâncăm, continuăm schiatul și încheiem și a doua zi de schi la Straj. Da, vă ținem la curent, dacă ne luăm sau nu nocturnă, oricum o să apară aici în video, așadar o să vedem. Vedem ce funcționează și ce nu, că s-a mai topit astăzi zăpada. Bun, hai să-mi beau și eu ciorba. Salutări de la pârtie! Da, astăzi este a doua zi de pârtie.
la Straja. Ne bucurăm de soare. O să încheiem aici. Deja am luat telecabina de la ora 5, ultima urcare, împreună cu câțiva prieteni și coborâm. Hai să coborâm. O să ne mai oprim la următoarea urcare acolo. De data asta e o coborâre mai lentă, pentru că am zis să saburăm momentul. Ultima a fost cea mai rapidă. Am zis să prindem ultimul telescaun de 4 locuri. Ultima urcare a fost la ora 5. Cum a fost tura, Nau? Super! A plăcut fain. Să facem aici spre apus? A, se vede un pic mai închis. Foarte fain! V-a plăcut? Minunat! Uite și să prindem marfă! Marfă, nu? Mai vrem! Papa! Da. E distracție mare aici. Coborâm ultima tură. O să încerc să fac câteva filmări. Așa cum coborăm. Și cam acesta este vlogul ziua 2 la Straja. Zăpada s-a mai topit astăzi. Nu e la fel ca ieri. Deși a fost destul de rece, vreo 5 grade, 6 grade. Mai cald puțin ca ieri totuși. Hai să ajungem pe Nao. Nao! Îți place? Foarte fain! Foarte fain ai zis? Iată mult mai bine după amiază. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut mai mult ziua de azi la schi sau... Copii? Ți-a plăcut mai mult ziua de azi sau ieri? Ambele, la fel de mult. Da? Poate azi mai mult am fost mai pregătit. Da, azi mai mult am fost mai pregătit. Urcă e mai târziată. Pe schiat. Am mers pe toate pârtile și astăzi. Eu nu am fost pe cea îngustă din pădure. Eu am fost, dar a fost cam plină de bolovani de gheață. Da. Jos la bază, da, era gheață. Diferența față de ziua de ieri e că pârtia astăzi a fost mai plină de gheață, pentru că ziua ieri s-a topit și noaptea a înghețat. Da, da. Și probabil și mâine o să fie și mai multă gheață. Dar ne bucurăm de fiecare clip aici la Straja. Ce detalii vă mai putem da pentru astăzi?
e legat de nocturnă. Ce ne-am interesat, că am vrut să mergem nocturnă, adică de la 5 la 9. Problema e că funcționează doar de scaun, cel de spatele nostru. Cel de la bază, dar da, toate celelalte legături nu merg. Da, adică nu poți urca până în vârf. 4 ore te costă 100 de lei și noi ne-am gândit că, practic vorbim, nu s-ar merita atât de mult să dai banii ăștia pentru un singur telescaun care merge. Da, și mai ales că ni s-a spus că ieri seară, de exemplu, s-a oprit la ora 7, pentru că nu erau pe pârche. Da, și atunci... E și funcție de cât ți-i da. Dacă, de exemplu, mai puțin de 10, tu ai plătit până la 9, dar cu duci de la 7 și așa că lăsăm servită pe sâmbătă. Da, poate că sunt mai mulți turiști în weekend și atunci șansele să stea la nocturnă sunt mai mari. Am sperat să dea drumul la teleschi astăzi ca să se poată urca cu nocturnă, să fie legătura mai bună, dar nu a dat. Ne bucurăm acum de un apus de soare frumos, oricum mai e cred că vreo jumătate de oră până apune complet. Cam asta e pârtia. Bun, vă lăsăm. Aceasta a fost a doua zi de vlog. Mâine revenim cu alte detalii. Sperăm că nu cu detalii de topirea zăpezii de pe pârtiei, de pe pârtie și să nu mai putem schia. Bun, ne-am obosit bine astăzi, în sensul că am schiat mult și ne-a plăcut. Mergem, mâncăm ceva, ne odihnim și ne pregătim pentru o nouă zi, ziua 3 de schi la Straja. Ciao! Ne vedem mâine!